Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Recolta Dâncioa a devenit, matematic, campioană a ligii a patra la fotbal din Mehedinți. Echipa Comunei Jiana are un avans de 10 puncte față de CS Pandurii Cerneți și 11 puncte de ASE Turnul Severin, astfel că nu mai poate fi depășită în clasament, indiferent de rezultatele din ultimele trei runde. Virtual, campioană județeană la Mehedinți, CS Recolta va susține, luna viitoare, cel mai important examen al sezonului, cu prilejul barajului pentru promovarea în Liga a treia, când se va duela cu reprezentanta județului Arad. Barajul pentru promovarea în Liga a treia este programat pe 17 iunie turul, respectiv 25 iunie returul. Recolta Dâncioa a mai disputat barajul în 2012, când a fost surplasată de campioana județeană de la Dolj, Jiul Potari, scor 2-9, pe stadionul Minierul din Motru. La vremea respectivă, promovarea se juca într-o singură manșă, pe teren neutru. Iată rezultatele etapei a 18-a din Liga a patra. CS Victoria Vânju Mare, ASE Turnul Severin 0-1, la pauză 0-1. ASE Inter Crăguiești, ASE Inter Salcia 3-0. CS Recolta Dânceu, CS Viitorul Cujmir 3-0, la pauză 2-0. ASE Real Vânători, ASE Obârșia de Câmp 2-6, la pauză 1-2. ASE Viitorul Corcova, ASE Noapteșa 1-2, la pauză 1-1. ASE Viitorul Severin, CS Pandurii Cerneți 1-2, 0-0 la pauză.